De foarte multe ori mă simt atât de deprimat, pe suflet de foarte multe chiar zgâriat. Nopți nedormite în care mă simt apăsat și de cel mai bun prieten uitat, lăsat la o parte, vorbit și criticat, iar după câteva zile din nou căutat. Uneori ai vrea să fii singur, să nu fii deranjat. Eu m-am săturat de zilele alea de căcat, căutând lumea unde să mă simt și eu bine, având o persoană de încredere lângă mine. Îs ca un diamant în noroi nedescoperit, ca o lumină ce pâlpâie în întuneric, ca un fiu de rege așteptând să fie încoronat, ca un om de valoare așteptând să fie asasinat. Îs o persoană care dispare în ceață, tot ce ating în jurul meu pe loc în gheață, văzut de cei din jur cu o față ștearsă și lăsând în urma mea o amintire arsă. Și încep să pășesc pe tabla de șah, mișcările vieții trebuie să le fac. Oricât de rănit sunt, în continuare trebuie să atac. N-am să mă opresc cât timp ceasul vieții face tic-tac. Am să pun caseta vieții în casetofon și am să o repovestesc în fața unui microfon. Trecutul a fost cum a fost, dar a trecut. Cu bune, cu rele, cu zâmbete, cu lacrimi, cu astea am crescut. Iar când îmi simt sufletul foarte greu, aș vrea să-i dau drumul să zboare ca un porumbel deasupra unui curcubeu, să mă simt și eu mai ușor, să plutesc ca un norișor. Acum totul e atât de complicat și nu înțeleg nimic, simt că trăiesc în genunchi și nu pot să mă ridic. Încep să mă uit în oglindă, să vorbesc cu mine și o voce îmi zice: ține-te bine, lumea e foarte rea și așa va rămâne. De asta cel mai bun prieten al meu va rămâne tot un câine. Tot răul înăuntru mă apasă și-mi tulbură izvor din care sufletul se adapă.